Bună seara și bine v-am regăsit! E o nouă seară de sâmbătă, o nouă ediție. Art Cultura, ca de obicei, la această oră pentru voi toți cei care sunteți alături, sunt Dan Pârvu. Începem așadar un an nou cu speranțe și cu dorințe numai de bine și cred că o să-l începem în forță și așa cum ar trebui pentru o nouă etapă de viață. O să începem cu un dialog care este unul cu totul și cu totul special, cel puțin pentru mine, pentru că de această dată îl voi avea alături pe domnul Mircea Cărtărescu, scriitor, după cum a dorit domnia sa să fie prezentat. Domnule Cărtărescu, vă urez în primul rând bine ați venit în cadrul acestei discuții și acestui studio și mulțumesc pentru bunăvoința de a fi dat curs invitației pe care v-am adresat-o. Vom vorbi despre romanul dumneavoastră Melancolia, cea mai vândută carte de la Bookfest 2019. Vom vorbi și despre faptul că va apărea într-o ediție franceză pe data de 14 ianuarie la Les Éditions Noir sur Blanc. Traducerea este semnată de către Laurin Kell. Toate lucrurile acestea sper să trezească un interes cât mai mare în jurul acestui volum, care deja are, iată, mai bine de un an de la apariție, dar cred că lucrurile importante rămân cu noi în permanență. Așadar, încă o dată, bine ați venit și să intrăm cu ajutorul nostru direct în subiect. Trei povești, trei tipuri de singurătate, mi-aș permite să spun. Cred că acesta este firul principal al textelor pe care le oferiți celor care sunt, aș spune, destul de curajoși ca să urce și să încerce să descopere ceva nou cu ajutorul lor. Putem să pornim de aici? Am acordul dumneavoastră să vorbim despre acest tip de singurătate? Dacă îmi dați voie, vom porni de aici, dar mai întâi trebuie să vă spun și eu bună seara, să spun bună seara celor care ne ascultă, să vă mulțumesc dumneavoastră și Radio France International pentru invitație și pentru că există și pentru că eu îmi iau știrile și ascult foarte multe programe de la acest post de radio în care am enormă încredere și pe care îl admir foarte mult. Iar în privința ceea ce m-ați întrebat, trebuie să vă spun că Melancolia este o carte specială pentru mine. Ea a apărut la exact 30 de ani de la Nostalgia, o altă scriere emblematică pentru mine într-un fel, pentru că a fost prima mea carte de proză, publicată în 1989 și reluată, pentru că a apărut cenzurată în regimul comunist, reluată în 1993 la Humanitas. Cele două cărți care au și titluri asemănătoare, Melancolia și Nostalgia, își și răspund peste vreme, își răspund peste 30 de ani și într-un fel am încercat să fac două radiografii ale stărilor mele de spirit la începutul carierei mele de scriitor și recent, în două cărți la care țin foarte mult, două cărți de povestiri fantastice, cele mai multe dintre ele, dar și, cred eu, destul de bine ancorate în existența noastră. Melancolia este o scriere care a apărut în trei povestiri în ediția românească, dar va avea cinci povestiri în edițiile străine, care vor apărea la anul, și de asemenea în ediția românească ce se pregătește la Humanitas pentru anul viitor. Este o carte pentru mine foarte specială, este o carte în care am dat tot ce am putut, stilistic vorbind, este probabil cea mai bine scrisă carte a mea, din câte am scris vreodată, și din punct de vedere al modalității artistice, aș vrea să spun că este o carte pe care am putea o numi, în lipsa altui termen, o carte neoromantică. Este o carte neoromantică, o carte de basme culte, aș spune eu, și în care am încercat să merg cât mai profund am putut în propria mea interioritate. Deci este o carte care se petrece în interior, în interiorul craniului meu, în interiorul țestei mele. Criticii care au
care au vorbit despre ea au observat imediat faptul că această carte nu mai este localizată nici în spațiu și nici în timp. Deci ea nu se mai petrece în București, ca multe dintre alte cărți ale mele, ci într-un tărâm necunoscut, într-un tărâm oniric, aș spune eu, arhetipal, în acea țară subterană despre care vorbea Carl Gustav Jung. Este o carte din acest punct de vedere altfel decât ce se scrie în general astăzi, când oamenii dimpotrivă vor să localizeze cât mai puternic cărțile. E o carte emoțională, o carte care ar trebui să marcheze, să tulbure cititorul. Cel puțin eu așa am conceput-o. O carte în care cititorul ar trebui să-și recunoască câteva vârste prin care trecem cu toții, fiindcă toți avem o anumită dezvoltare psihică, așa încât prima povestire care există în carte e o experiență de la vârsta de 5 ani, separarea de mamă. A doua este o poveste care se petrece la vârsta de 10 ani a băiatului, care Volens Knowles mă reprezintă, iar ultima este la vârsta de 15 ani. Deci sunt trei metamorfoze psihanalitice, aș spune, trei psihodrame ale subconștientului unui tânăr în dezvoltarea sa. Mi se pare foarte, foarte interesant mie, personal, acest lucru și o să-l și numesc acum imediat, un asemenea icon construit cu atâta finețe, cu, și aș spune, aș sublinia aici, cu atâta nevoie de frumusețe, în jurul singurătății, într-o epocă în care toată lumea, toată societatea tinde să fie interconectată, aproape că are disperări metafizice în momentul unei debranșări cât mai scurtă distanță, pe cât posibil, dacă am putea fi conectați unii cu alții, nu neapărat pentru a comunica, dar pentru a fi cumva protejați, nu știu de ce anume. Se pare că singurătatea, care a dumneavoastră îi construiți aici un triptic, absolut special, este obsesia, poate fobia, poate teroarea, până la urmă, a unei între societății, nevoia de a fi cumva cuplat cu altcineva în romanul dumneavoastră, aproape că nu există. Există nevoia de adevăr și de pereche în ceea ce am văzut eu în textele pe care le-am parcurs, dar în niciun caz teama de singurătate, spuneți-mi, este fundamental formatoare din punctul dumneavoastră de vedere această experiență? În privința interconectării noastre pe rețelele sociale, pe Facebook, pe Twitter și așa mai departe, să vă spun că am văzut de curând o caricatură foarte simpatică. Se petrecea într-un salon de morgă, era sicriul cu defunctul și un singur om venise la înmormântare. Și acest om, după ce iese, după ce și-aduce omagiul și iese, nevastă sa l-aștepta afară. Și el îi spune, și când te gândești că omul ăsta avea 10.000 de prieteni pe Facebook. Iată, probabil prieteni, că moartea a ajuns de conectare absolută și atunci... Prietenii de pe Facebook nu sunt prieteni adevărați, ei nu corespund definiției prieteniei de la antici încoace. Prietenul trebuie să fie un alter ego, trebuie să fie un om care te sprijină, un om care vorbește în favoarea ta, care te susține, care îți pledează cauza într-un fel. Nu un ins pe care îl cunoști pe Facebook și te uiți ce mai face pisica lui sau lucruri de felul acesta. Este un paradox. Cu cât suntem mai conectați, cu atât suntem mai singuri. Pentru că suntem conectați la un nivel al existenței noastre, la nivelul acesta social, de comunicare obișnuită, de, știu eu, pălăvrăgeală, să spunem, cotidiană, nivel care nu e deloc de neglijat, e foarte important în economia sănătății noastre mentale. Dar totuși viața noastră nu este acolo, viața noastră adevărată, viața psihicului nostru, viața sufletului nostru, viața celui care vrea să își găsească
știu eu, corespondentul absolut în celălalt, vrea să poată comunica cu adevărat cu el. Dacă stăm să ne gândim, fiecare dintre noi avem extraordinar de puțini prieteni. Prieteni în viața reală, prieteni adevărați pe care să putem conta și într-o situație în care suntem cu spatele la zid, să putem găsi o ieșire prin sfatul unui prieten. Este foarte, foarte rar acest lucru și cu cât societatea evoluează, cu atât acest fapt devine și mai rar. Pentru că oamenii din societățile mai puțin sofisticate nu se simțeau singuri. Oamenii de la țară nu se simt în general singuri. Ei știu în fiecare clipă ce au de făcut și știu pe cine pot conta. Singurătatea e o chestiune a marilor metropole. Aici simți cu adevărat gustul acesta de cenușă al singurătății. Și despre asta este vorba și în cărțile mele. Este vorba de faptul că oricâte conexiuni ai avea în lumea reală, dacă ele nu sunt conexiuni profunde, nu contează. Conexiunile profunde contează. Legătura cu mama, legătura cu frații, gemelitatea, legătura cu sufletele pereche, cum spunem de obicei. Deci experiențele, până la urmă, fundamentale, experiențele care te formează, experiențele care îți dau cumva un sens, ar reieși din tot ceea ce spuneți dumneavoastră, că sunt cele pe care ar trebui să le căutăm. În mod paradoxal, nu știu dacă insist prea mult în această direcție, dar mi se pare, cel puțin, repet, mie, așa mi s-a părut, că aproape că faceți cu acest demers o încercare de reechilibrare. Lumea, mai ales că acum toate lucrurile sunt date peste cap, încearcă să scape de singurătate sub orice formă. Iată, și noi continuăm să menținem legăturile, să menținem o formă de normalitate cu ajutorul oricărui suport. Aceste, cum să spun, temeri și aceste fragilități, această singurătate care este mult mai pronunțată în metropole, spuneți-mi, se manifestă cu mai multă putere? Este cel care are de face cu ea mai fragil în perioada lui pe care o evocați aici, în acest triptic, în copilăria primară, după aceea, pe măsură ce trec anii până la adolescență și poate chiar traumatică, să spunem, în această încă perioadă în care sufletul este totuși neformat, acolo lucrurile pot fi imprimate foarte puternic, deformate de multe evenimente care ar putea să fie copleșitoare. Chiar și o iubire la o vârstă ca cea a adolescenței poate să fie una care să deturneze un destin sau poate să, din contră, să-l formeze. Dar se pare că tot pe baza acestei singurătăți, credeți în acest tip de construcție, ne construim pe noi înșine? Apropo de acea caricatură, până la urmă, soluția ne oferim noi pentru propriul parcurs sau e vorba și de alte necunoscute care intervin în ecuație? Noi suntem modelați și ne modelăm, deci suntem modelați din exterior și din interior în fiecare clipă. În fiecare clipă putem alege ca viața, sau se alege pentru noi, de foarte multe ori, din păcate, ca viața noastră să meargă într-o direcție sau într-alta. Chiar în ultimele teorii ale fizicii cuantice, se conform principiului nedeterminării, se vorbește despre faptul că, de fapt, cu fiecare alegere pe care o facem, creăm un nou univers. De pildă, dacă eu aleg acum să vorbesc în continuare cu dumneavoastră, rămân în universul în care noi am început această discuție. Dar dacă, trecându-mi cine știe ce prin cap, sau întâmplându-se un incendiu în casă la mine, Doamne ferește, sau întâmplându-se altceva, eu întrerup această emisiune și plec din cameră, de fapt eu ies în alt univers, într-un alt univers în care acest lucru este posibil, pe când primul univers continuă netulburat, așa încât în fiecare clipă se produce o imensă ramificație de universuri. Există această teorie și foarte mulți cred în ea, și anume că pisica lui Schrödinger, despre care știm cu toții, jumătate vie, jumătate moartă în cutiuța ei, de fapt, în momentul în care deschidem cutia
și vedem că ea este vie, pătrundem în universul în care ea este vie. Dar există un univers paralel în care ea, de fapt, a murit. Așa încât de alegerile noastre depinde foarte mult. Iar în ceea ce privește singurătatea, aș vrea să adaug un lucru foarte important. Și anume că singurătatea nu este numai un factor de stres și de depresie, ci și un factor de creativitate. Este foarte greu să-ți imaginezi cum un artist poate compune, poate picta, poate scrie, poate dansa chiar, dacă nu are clipele lui de singurătate în care este posibilă meditația, în care este posibil procesul de gândire care duce la creativitate. Eu am un complex dragoste-ură față de singurătate. Urăsc îngrozitor să fiu singur, dar în același timp am și mare nevoie de asta. Și toată viața mea s-a clădit, de fapt, pe un fel de singurătate funciară, o singurătate asumată. Eu, propriu-zis, nu sunt singur. Am o familie foarte frumoasă, am prieteni foarte buni care îmi sunt foarte dragi. Și totuși, în interiorul ființei mele, există această coloană vertebrală a singurătății, pe care eu mi-am construit tot ce am reușit să fac în această viață. În primul rând, scrisul meu. Dacă n-aș fi simțit clipă de clipă această rană, pentru că un artist trebuie să aibă o rană interioară, nu are din ce să se hrănească din altceva. Dacă n-aș fi simțit această rană, această înfometare socială, ca să zicem așa, pentru că, de fapt, singurătatea e înfometare socială, omul e o ființă socială, el are nevoie în fiecare clipă de alții. Ei, când devii un artist al foamei, după cum spunea Kafka, și te hrănești din tine însuți și îți cultivi această singurătate ca acel grăunț de nisip care pătrunde în carnea scoicii, iar scoica clădește perla în jurul său. Ei, dacă nu faci acest lucru, nu vei avea perla niciodată. Perla nu se construiește fără această suferință interioară. Deci singurătatea și multe alte ingrediente ale creativității este și foarte necesară. Orice artist știe cât de necesară e. Ca și depresia, ca și melancolia, ca și tristețea și așa mai departe. Stările acestea negative pot duce, paradoxal, într-o minte de artist, să spunem așa, pot duce la cele mai complexe, mai fantastice și mai feerice rezultate. Melancolia, și mă refer aici la, la conceptul strict definit, vi se pare o stare privilegiată din punct de vedere creativ? Este o stare care permite mai mult? E o stare alterată, dar într-un sens pozitiv? Temperamentul melancolic de la medici antici încoace, se știe, este temperamentul artiștilor. Existau patru temperamente: coleric, sanguin, flegmatic și melancolic. Și toți oamenii erau împărțiți, conform acestei împărțiri a temperamentelor, în patru categorii, patru feluri de oameni. Ei, melancolicul se caracteriza prin depresie, firește, prin interiorizare, prin închidere față de oameni și printr-o viață interioară foarte bogată. Deci este portretul artistului dintotdeauna. Prin urmare, melancolia, care este o stare neplăcută în general și e sentimentul absurdității vieții și al trecerii tuturor lucrurilor, al dispariției tuturor valorilor, al ruinării fiecărei acțiuni omenești, totuși, în mod paradoxal, acest sentiment foarte negativ, foarte, foarte negativ, care ne pune, cum spunea Sartre, față în față cu neantul, totuși el este singura sursă adevărată de creativitate. Sigur, și alte surse există, de pildă, cărțile comerciale sau filmele comerciale, de pildă, sunt tot un fel de creativitate care se adresează maselor foarte largi de oameni care nu sunt melancolici, maselor largi de oameni care sunt extravertiți, care își trăiesc viața bucurându-se de ce se vede. Însă tot ce este de calitate, literatura de calitate, jurnalismul de calitate,
știu eu, muzica de calitate se referă, se adresează unor oameni complexi interior, unor oameni de obicei foarte cultivați și foarte, foarte complicați interior. Eu pot să mă bucur și de manele, de pildă, pentru că n-am nicio problemă, dar un om care ascultă manele, unui om care ascultă manele, îi va fi puțin mai dificil să asculte Mozart, de pildă. Deci este aici vorba de o clivare a fenomenului artistic în mai multe straturi, asemenea uleiului ce se ridică deasupra apei. Deci melancolia, după părerea mea, este un sentiment puternic și care ajută artei. Dar acum aș vrea să orientăm discuția, dacă îmi permiteți, către lucruri puțin mai concrete, și anume aș vrea să vorbim despre soarta acestei cărți a mea în România și în zonele în care se va publica la anul, pentru că melancolia va începe să se publice în lume începând de la anul, de anul viitor. Și aș vrea să vă spun că este o carte care a fost primită în România bine, dar nu foarte bine. Pentru că este o carte, aș spune eu, are bur, o carte în răspăr față de ce se scrie astăzi în România. În România predomină o proză minimalistă și dură. O proză dură, o proză a realității cotidiene, uneori foarte bine scrisă, iar melancolia mea este o carte cu 180 de grade diferită față de felul acesta de proză. Este o proză a interiorității, o proză fără multe atrape în prezent și în concret, dar care are alte direcții pe care merge. Eu aștept și ediția a doua în România, care va fi la anul, va fi o ediție foarte frumoasă, foarte frumos ilustrată, și aștept și începutul, demararea soartei acestei cărți în străinătate. După cum știți, ea va apărea mai întâi în Franța, ceea ce e ciudat pentru mine, pentru că Franța n-a fost niciodată fieful meu, ca să zic așa, în privința cărților traduse. Abia de anul trecut cărțile mele au avut, Solenoid în speță, a avut succes cu adevărat în Franța, dar acum eu cred că volumul care va apărea la Noir sur Blanc, o editură elvețiană, cred foarte mult în această carte și cred că va fi receptat cum trebuie. Sunt convins. Eu cred că lumea are nevoie de această stare de mai mult. Spuneți la început că toți criticii au văzut că toate aceste texte nu au de-a face nici cu o geografie determinată, nici cu o temporalitate exactă. Până la urmă, s-ar putea ca starea aceasta de visare să permită deocamdată singura evadare posibilă. Bineînțeles, există și creativitatea, toată zona aceasta care caracterizează, să spunem, teritoriul tuturor artelor, dar toată această, spune, pledoarie pentru încrederea în sentiment, într-o trăire, într-o nevoie de aventură, până la urmă, pe care o faceți în aceste texte, cred că va fi binevenită peste tot. Nu are cum să fie altfel. La un moment dat obosești cu atâta concretețe în jur și cu cât mai mult concret în jurul tău, cu atât mai multă limită. Ori ceea ce arătați dumneavoastră aici este că se poate cumva cu mult mai mult și cu mult mai frumos. Aș vrea să, dacă îmi permiteți, să vorbim puțin despre frumusețe în... așa după cum o propuneți dumneavoastră aici în texte, în cele trei texte. Atmosfera nu este una în care să respiri cu ușurință,
în fiecare dintre ele. Lucrurile sunt foarte intense, au tente și tușe foarte, foarte întunecate de multe ori, dar totuși frumusețea persistă și este prezentă în permanență, sub orice formă și aș spune eu cu orice preț. Este o miză mare în ceea ce privește lucrul acesta, frumusețea, așa după cum mi se pare mie. Vă preocupă în tot ceea ce scrieți și, bineînțeles, în speță în acest volum? Frumusețea este un cuvânt încă destul de nedefinit în discuția noastră. Ar trebui să știm ce corespunde frumuseții, de fapt, în artă și în realitate. E o discuție nesfârșită, s-a vorbit foarte mult despre asta, dar în cele din urmă frumusețea este ce te emoționează, ce ajunge până la tine. Poate exista o frumusețe urâtă, de pildă, firește, estetica urâtului, de 200 de ani se vorbește despre asta. Poate exista o frumusețe dură, o frumusețe violentă, o frumusețe a unui expresionism foarte, foarte puternic. De asemenea, poate exista o frumusețe renascentistă, prerafaelită, etc. Deci frumusețea are foarte multe fețe. Important este ca fiecare dintre ele să-ți spună ceva ție personal. Linia mea specială de frumusețe din această carte este o linie pe care au mers, după cum vă spuneam, romanticii, în primul rând romanticii germani, cei care au descoperit visul și care au descoperit subteranele sufletului, urmați ei înșiși de suprarealiști care s-au hrănit foarte puternic din romanticii germani și din psihanaliză. Acestea au fost cele două rădăcini ale suprarealiștilor și ai unei specii de artă foarte, foarte specială, apărută în Italia în anii 20, imediat după primul război, și anume arta metafizică. Pictura metafizică a lui Giorgio de Chirico, a lui mai târziu a lui Fabrizio Clerici și așa mai departe, și care înfățișează niște peisaje geometrice și pustii, pustietate și lumină, fără personaje, numai cu niște detalii arhitectonice ce se repetă la nesfârșit, colonade și așa mai departe. Și care artă dă un sentiment de singurătate absolută și de interioritate absolută. Acele peisaje parcă fac parte din subteranele tale, din interiorul tău. Eu sunt un mare admirator al lui Chirico ca pictor. Din Chirico, de fapt, au plecat suprarealiști în general. Și această zonă metafizică și surreală, aș spune eu, este principalul motor al cărții mele. Și el se vede pretutindeni. Pentru că, să luăm fiecare povestire în parte. Prima vorbește despre un copil de 5 ani a cărui mamă pleacă la un moment dat la cumpărături și nu se mai întoarce. Nu se mai întoarce luni, săptămâni, ani, nu se știe. Timpul este nedeterminat aici. Totul vine dintr-o experiență a mea personală. Când aveam aceeași vârstă, mama a plecat odată, s-au întâmplat niște încurcături pe drum, pe atunci nimeni n-avea telefon acasă sau foarte puțini oameni aveau telefon. Deci eu nu puteam comunica cu ea, m-a lăsat singur până la 9 seara de dimineață. Un copil de 5 ani se gândește atunci că a fost părăsit pentru totdeauna, că mama nu se va mai întoarce niciodată, că i s-a întâmplat ceva, că a murit, că a dispărut. Așa cum avem starea de teroare extraordinară când ne rătăcim de părinți la vârsta aia, când suntem pe o plajă și ne pierdem de părinți, când ne pierdem pe stradă, când mama te scapă de mânuță, ca să zic așa. Ei, o teroare mai mare cred că un om nu poate avea niciodată, decât poate în fața morții sau în momente teribile pentru el. Și din acea experiență, din copilăria mea, s-a hrănit această poveste, în care
copilul pierde sentimentul timpului și deodată încep să se petreacă lucruri surreale, suprarealiste, într-un fel, lucruri de pasm și de, știu eu, de lumi imaginare. Toate ușile și geamurile apartamentului se deschid noaptea și apar niște punți, apar niște poduri aruncate peste gol, copilul stă la etajul 5, și el poate urca pe aceste punți și ajunge în locuri foarte bizare, foarte strani, într-un magazin încremenit, un magazin universal, cum era în copilăria noastră magazinul Victoria, de asemenea într-un fel de fabrică părăsită de cauciuc și așa mai departe. Și acolo întâlnește emblemele părinților săi. Un tată uriaș de cauciuc de 20 de metri înălțime, o mamă uriașă de aceeași mărime, dar făcută din ciocolată și înfășurată în staniol, așa cum sunt Moș Crăciunii de, că tot vine Crăciunul, sau iepurașii de Paști și așa mai departe. Deci apar aceste două ființe gigantice, mama și tata. Și prin ele copilul își definește relația între mamă și tată. Cum știți, uneori în testele de personalitate ești pus să desenezi familia ta. Sau un copil este pus să-și deseneze familia. Și depinde dacă el face îl face pe tată mai înalt și mai frumos decât mama sau invers, sau el se prezintă mai mare decât sau mai mic decât părinții săi, prin toate lucrurile acestea un psiholog pătrunde în mintea copilului și își dă seama care sunt de fapt relațiile lui cu cei mai importanți oameni din viața sa, care vor rămâne toată viața cei mai importanți, mama și tata. Ei sunt zeii tutelari ai fiecăruia dintre noi, ai fiecărui om. Și această primă emblemă uriașă a mamei și a tatălui, ca și când ar fi sculptați ca acea sculptură a președinților Statelor Unite în piatră, ca și când ar fi sculptați în propriul creier, sunt prima imagine arhetipală din această carte și care se va repeta mai încolo, pentru că, de fapt, toate simbolurile acestea se leagă în cele trei povestiri. Nu sunt trei povestiri separate, ci sunt un fel de roman, cum ați spus dumneavoastră la început. În a doua poveste, copilul mai crește 5 ani și are o soră. Iar relația aceasta cu sora vine firește tot din biografia mea. Și eu am o soră cu câțiva ani mai mică decât mine și pentru care, într-un fel, am scris această povestire. Ca un fel de dedicație a mea. Și relația aceasta cu sora și, pe de altă parte, cu un frate geamăn care a dispărut la un moment dat, iarăși construiește un fel de psihodramă. Eu încerc, prin punerea în scenă a celor trei personaje, să mă definesc, să-mi definesc situația mea psihică. Situația mea psihică nu de atunci, de când eram copil, ci de acum, din acest moment, pentru că toate personajele acestea continuă să trăiască în noi și cresc, așa cum când faci o inimioară pe un copac când ești copil, vii după 30 de ani și vizitezi copacul ăla și inimioara a crescut enorm, odată cu copacul. Deci toate aceste lucruri nu dispar, nu le uităm, ci cresc în noi foarte tare și ajung să ne domine la un moment dat. Iar geamănul devine un strigoi într-o altă lume și în cele din urmă, într-o scenă de confruntare a celor doi gemeni, unul din lumea albă, celălalt din metafizic, să zicem așa, schimbul dintre ei este sora. Deci cel real face acest sacrificiu al substituirii cu celălalt pentru ca să-și poată salva sora. Și în cele din urmă el devine strigoiul, cel care este sortit să trăiască o viață eternă, dar în cețuri și în zăpezi fără sfârșit. Și în singurătate. Este o poveste a sacrificiului. Despre asta e vorba, despre sacrificiu. Iar a treia poveste, care este mult mai construită decât celelalte și de două ori mai mare decât ele, îl arată pe acest tânăr la vârsta de 15 ani, când se izbește, ca noi toți, de sexualitate. Descoperă feminitatea, de fapt. Și relația foarte, foarte stranie dintre bărbați și femei, dintre tineri și tinere, dintre copile și copii, ca să zic așa, și care ne-a obsedat și ne obsedează pe noi toți,
este acolo în mijloc. Un tânăr într-un oraș foarte ciudat, dar nelocalizat, nu se știe, nu există pe hărți acest oraș, întâlnește o fată de-a lungul unei traiectorii, el merge cu tramvaiul și sunt câteva stații în care în fiecare stație se petrece câte ceva, așa cum ceacrele sunt înșirate de-a lungul șirei spinării, ca niște centre de energie. El întâlnește la un moment dat o fată și are revelația aceasta a altui fel de om, a celuilalt fel de om, a celuilalt versant al umanității, pentru că oamenii sunt de două sexe esențial și văd lucrurile din două părți foarte diferite, foarte speciale, niciuna superioară sau inferioară celeilalte, ci altfel. Și acest altfel stă tot farmecul acestei situații a noastră de oameni care sunt fie femei, fie bărbați. Și atunci eu am încercat să fac un fel de metaforă acestei situații, asemuind cumva biologic oamenii cu insectele, cu reptilele și așa mai departe, care au metamorfoză de-a lungul vieții. Deci tânărul observă un lucru fantastic și anume faptul că bărbații năpârlesc. Că bărbații năpârlesc din 5 în 5 ani, își leapă de pieile și le agață în cuiere, în șifonier. Deci fiecare bărbat are în cuier, cum ține costumele, mai multe piei succesive. Dar femeile nu au această metamorfoză și enigma tinerilor care discută la liceu în closetul WC-ului fumând, cum se întâmplă întotdeauna, este aceasta. Unde sunt pieile femeilor? De ce nimeni n-a văzut vreodată pieile mamei sale și așa mai departe? Și aici, în diferența aceasta dintre bărbați și femei, stă miza cărții, pentru că acest tânăr va ajunge să înțeleagă cum se metamorfozează o femeie. Altfel decât bărbații care înaintează liniar de-a lungul vieții, fără vreo schimbare majoră, doar pieile sunt din ce în ce mai mari, ca la anumite insecte, ca la lăcuste, de pildă. În schimb, femeia are o metamorfoză completă, o metamorfoză de tip fluture. Și anume, ea nu năpârlește decât o singură dată ca un fluture, ca o omidă care se închide în crisalidă și deodată iese emblema și simbolul frumuseții universale, fluturele. Pentru că pentru greci, nu pasărea, ci fluturile era simbolul sufletului. Sufletul, numit psihe la greci, era înfățișat ca o fată tânără cu aripi de fluture. O astfel de fată, un astfel de psihe se revelează la sfârșitul acestei povestiri, la capătul unor aventuri foarte complicate în care tânărul intră într-o subterană, în care descoperă un fel de fabrică catedrală, în care are loc un ritual foarte ciudat și așa mai departe. Ideea însă finală este că tânărul, la sfârșitul acestei experiențe a feminității, rămâne până la urmă singur. El pleacă cu statuia singurătății, acelui Vasile Singurătate, pleacă de braț cu el pe o stradă nesfârșită, fără să se știe spre ce se îndreaptă. Deci nu există un remediu pentru singurătatea aceea de care v-am vorbit, cea interioară, cea a artistului, cea a creatorului. Da, dar pe care văd că nu o rezolvă nici revelația, să spunem, în contextul respectiv absolută. Chiar adevărul, odată revelat, el nu pare să rezolve această singurătate. Totuși, toate personajele dumneavoastră în acest roman își caută perechea sau o au. Primul copil face o pereche cu mama, băiețelul care crește în a doua povestire are o relație cu totul și cu totul deosebită, aș spune, ideală cu sora lui mai mică, iar, bineînțeles, descoperirea acestei nevoi pentru împlinire totală a sufletului pereche apare în cea de-a treia povestire a dumneavoastră. Există cumva o singurătate care se poate și atinge forma perfectă în cadrul unei perechi?
Mi se pare că încercați să construiți acest tip de formă geometrică, altfel n-aș putea să-i spun. O pereche de pildă a doi oameni căsătoriți este o formă de prietenie, după părerea mea. Este o formă de prietenie pentru că dacă prietenia este absentă, dacă încrederea absolută, spune eu, este absentă, perechea nu cred că poate rezista. Deci eu așez în centrul acestei reunificări platonice, aș spune eu, a feminității și masculinității, după mitul platonic al omului perfect sferic, care a fost tăiat apoi în două și fiecare jumătate și o caută pe cealaltă. În centrul acestui mit este exact această prietenie adâncă și intensă, aș spune eu, această adicție, aș spune eu, ca în lumea drogurilor. Această adicție pe care o ai față de celălalt și pe care o numim dragoste până la urmă. Dragostea este o adicție. Este un drog minunat, fascinant și în jurul căruia se învârte toată creativitatea lumii, toată arta lumii se învârte în jurul acestui sentiment. Creierul, în momentul îndrăgostirii, al acestei legături care se petrece, de obicei, fără să poți să pui degetul pe calitățile celuilalt care te-au determinat să te îndrăgostești, nu știi niciodată de ce de cineva și nu de altcineva. Toate aceste lucruri provoacă această legătură foarte puternică, foarte strânsă și care de-a lungul timpului rezistă dacă există prietenie, după părerea mea. Mai mult decât dacă există acest bonding foarte puternic. Prietenia este cea care asigură durabilitate. Eu așa cred și întotdeauna, în toate relațiile mele, am pus în centru prietenia. Și în relațiile amoroase, și în relațiile cu prietenii adevărați, cu prietenii pe care i-am, și așa mai departe. Sinceritate, empatie, compasiune pentru celălalt și bondingul acesta care este de natură semisexuală, semipsihologică. Deci eu cred într-adevăr că omul trebuie să aibă o pereche. Eu așa cred, așa am trăit întotdeauna, dar asta nu îți vindecă singurătatea aceea despre care am vorbit, cea funciară, pentru că ești singur împreună cu perechea ta, ești singur împreună cu prietenii tăi. Ei îți vindecă singurătatea la foarte multe niveluri, dar nu în centrul centrului. Acolo rămâne un diamant care te și rănește, dar îți și folosește. Am înțeles. Dacă îmi permiteți o ultimă întrebare, pentru că suntem foarte aproape de finalul acestui dialog, nu aș vrea să încheiem totuși înainte de a vă întreba. Pentru dumneavoastră este foarte clar că femeia ocupă un statut special. Aparte, ați putea să-l definiți în câteva cuvinte? Am auzit mulți oameni spunând că femeia este partea cea mai bună a umanității, jumătatea cea mai bună a umanității, și eu sunt unul dintre cei care cred acest lucru. Cred cu toată sinceritatea acest lucru, femeile sunt mai bune decât bărbații dintr-un început, ca să zic așa. Există foarte multe mituri în care chiar la începuturile culturii, la începuturile civilizației, mituri asiriene, mituri babiloniene, în care Gilgamesh, de pildă, este civilizat de o femeie. El era inițial o ființă sălbatică, o ființă extrem de violentă, un războinic pur și dur, dar care cunoaște o femeie care îl civilizează, îl cizelează, îi dă viață interioară. Și eu cred că
arhetipul central este mama, este legătura noastră inițială, oricât de bărbați am fi cu toții și oricât de duri și oricât de războinici, totuși legătura noastră de câțiva ani mulți cu mama, eu am trăit până la 30 de ani cu părinții și nu regret nicio clipă lucrul acesta, această legătură este cea care îl civilizează pe bărbat. Un bărbat, idealul bărbătesc, după părerea mea, este mult mai, pe grila aceasta masculin-feminin, este mult mai spre feminitate decât de multe ori avem interesul să admitem. Deci un bărbat empatic, un bărbat care, fără să renunțe la masculinitate, împrumută ceva din feminitate, cred că este bărbatul ideal. Am înțeles. Domnule Mircea Cărtărescu, mulțumesc pentru acest dialog, mulțumesc, bineînțeles, pentru melancolia. Sper ca tot ce s-a spus aici să fi trezit interesul cât mai multor cititori. Tuturor cei care ți-au avut răbdarea să ne rămâneți alături până la capăt, vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.